g 2 jocuri și prețuri de belea. Salut și bun venit la un prim episod de Farming Simulator 19. Boys, avem Farming Simulator 19 pe canal înainte de data de lansare și nu, nu mulțumesc Giants pentru că ei au selectat doar un grup strâns de YouTuber de ăștia faimoși o să le dea chiuri dinainte și eu nu am fost printre ei. Eu nu am fost printre ei, dar am avut pile în altă parte. Și anume la G-Portal. Thanks, guys! G-Portal rocks! G-Portal mi-a dat cheia mai devreme, așa că Giants... Suck it Așa, avem Farming Simulator 19 și în episodul ăsta o să vedem meniu, o să vedem cum e cu gameplay-ul și cu toate cele, dar nu avem voie să-i facem un review, review încă, adică să-l comparăm chestii treburi alea alea, să-i dăm bătaie. Înainte de toate o să mă duc în option și la Music Volume, dăm un 40, dăm apply, și avem muzică! Suntem colorați? Suntem colorați! Nice! Asta este meniul, asta este interfața, mult mai clean, totul frumos. După cum bine vedeți și webcam-ul meu este în așa manieră încât să meargă cu noul design al jocului. Avem aici opțiuni, bineînțeles, astea sunt pe uh, very high, da, opțiune de grafică. Avem și field of view pe care îl voi schimba la un 69%. I like it I like that Dacă era Mihail aici Îmi trăgea una Așa Controle of course Dar dacă avem gamepad Cum am eu aici De exemplu gamepadul ăsta dau aici pe gamepad Și după aia Putem să schimbăm La gamepad Setările Deci nu mai sunt toate În același loc Așa După care mai avem aici La <coughs> Device-uri Pe care tu îl folosești Eu am volanul Așa în cazul meu Și am axele Dead Axe Și mama, mama dracu ce mai e pe aceleșa Și anume G920 Driving Force Racing Wheel Așa bun Astea sunt cum meniurile Avem tutoriale Bun puse mult mai frumusel Avem mod Hai să vedem Avem ceva aici Nu avem nimic Dar acum vedeți că totul este pus pe taburi Interesant Așa pe aici am fost Nu ne mai interesează Hai să intrăm ne ducem în carieră și avem acum trei moduri, și anume, uh, trei moduri, nu, stai așa, acestea sunt safe game-urile, hai să intrăm într-un safe game. Uh, dăm aici. Aici avem trei moduri, și anume, New Farmer, you already own land and some equipment in Ravenport. will teach you how to play Farming Simulator. Uh, nu sunt un new farmer pentru și nu vreau să încep cu echipamentul dinainte. Dar pentru că episodul ăsta este doar de showcase, doar să arătăm jocuri, Vom alege New Farmer, dar noi seria noastră o vom face pe cel mai greu, adică Star From Scratch, adică de la zero. Aici ne dă totul foarte limitat și de la zero. Și la mijloc ne dă așa, începem cu niște fonduri uh, suficiente încât să avem un început cât de cât ok. Uh, dar nu ne ajută mult încât să fim prea uh, bogați. Iar la Start From Scratch o să trebuiască să facem misiuni uh, la alții ca să ne dea niște bănișori. Noi o să alegem New Farmer și hai să intrăm în el să vedem cu ce se Mănâncă, boys! Ravenport! Welcome to Ravenport! Așa se numește harta pe care jucăm. Trebuie să ne facem și caracterul. Caracter Mihai. Nu, cine este Mihai? Barbu este caracterul. Așa avem caracterul 1, hairstyle. Uh, kill, am. Nu am, am decât asta care e aproape de Kel. Și dacă selectez să fie... A, ah, nu. Deci hairstyle, fuck. Hai să luăm pe Hai să luăm pe asta, puțin mai alb așa. Avem hat, vrem hat. US uh, găsești și fac cum John Deere. Mm -hmm. Hai să luăm pe asta. Pes, uh, case jacket. Avem vest, dacă vrem vestă, stai așa să nu țip prea mult. Avem vestă. Și atât, asta e culoarea ok, ok, pot să schimb culoarea vestii? Nu, asta este culoarea jachetei, shirt color, ok, bun. Și dăm... Bă, mie Mie-mi place asta, culoarea asta, accessory. Sunglasses. Nu, că nu suntem cocalari. <gir> It don't continue, gata. Before you can harvest pot... ok, a uh, dispărut deja. Deci ăsta este meniul. Sunt foarte entuziasmat după cum bine vedeți. Deci, acum ne vom juca pentru prima fucking dată FS19. Deci, cât de fucking awesome. Gata. Asta a fost loading screen-ul. Welcome to Farming Simulator. Would you like to start a short guide? <gir> no. No gracias, because I know. Uh. Și așa începem, boys. Așa sărim și hai să ne uităm și noi, pacilișa, să vedem plantuțele. Zi... Opa! Taci că curbesc planta. curbesc planta. Asta e ciocănitoare. Voi auzi și... Ci... Wow. Wubbly, wubbly. Wubbly, That's bueno. Hai să vedem ce avem pe aici. Uite cum culc... Cool că... Flora. Și se de cum merg prin ele. Deci, oamenii au lucrat foarte, foarte mult la sunete, Au înregistrat 10 uh, zeci, dacă nu sute de sunete. Și acum... Totul aici este mult mai plin de viață, după cum bine vedeți, eu plante diferite, maci de astea albe, astea sunt foarte comune. Uite, nu știu ce ca sunt astea faine, tot e fain. Și ăsta e Raven, Ravenport. Nice. Op, ce asta? Deci eu sunt foarte acum, eu studiez totul, mă uit pe peste tot, eu așa sunt. Încă nu joc cu Track ER-ul, pentru că încă nu a apărut update la Track ER, probabil după ce se va lansa uh, oficial FS19. Vă rog să observați umbrele. Deci nici nu zici că suntem într-un joc uh, de la Giants. uite te la soare. Și acum când mă uit la soare, totul pare mult mai uh, întunecos tu, în evident, pentru că compensează, da? Și noria de care tot... N-avem niciun nor. What the fuck, man? Vreau și un nor să ne uităm pe aici să vedem texturi fine, texturi faine. Avem acolo o cascadă faină. Hai să intrăm într-un vehicul. Jbang! Asta e New Holland TX32 header și dacă apăsăm pe F1, boom, avem aici informațiile și vă rog să observați o animație foarte interesantă la info. Vedeți cum iese? Bă, tata, frumos, tata, frumos. I acum avem soare acolo, deci sus acolo avem soare, este ora 8.32 și timpul e dat pe 5 rapid. Hai să-i dăm pe timp real pentru că vreau să studiez foarte bine. Banii noștri sunt 100.000 de euro și dacă dăm pe tata, pe tasta, nu pe tata, pe tasta escape putem să vedem harta noastră și ea de toate zilele. Avem colo așa, prices, ă, astea sunt ă, punctele de vânzare, da? Se văd clar aici și prețurile și toate cele. Iconițe totul schimbat, mult mai suav, mult mai frumoșal. Vehicle overview, adică ceea ce noi dețim în momentul de față. Avem colo așa, finance, de unde putem să împrumutăm sau nu. Sunt curios până când... Hai să vedem până unde putem să împrumutăm. Deci, am împrumutat 100, am împrumutat 200 și cred că... Oh! Oh! 300 și încă mai merge, posibil să existe, uh, au mărit foarte mult limita de împrumut, like nice. Animals, în momentul de față nu avem niciun animal și după cum bine observați pe fundala FM așa, practic jocul doar că este blurat. A, și avem contractors. Ah, ofertele de serviciu, dacă noi vrem să le luăm, deci nu mai trebuie să mă ducă la teren ca să iau ofertele de serviciu mă duc doar aici și, de exemplu, îmi dă să fertilizez și mă costă 17... Adică îmi dă el mie 17.000 de euro dacă eu mă să fertilizez. Statistici. Avem aici Game Settings, avem General Settings, așa, Controle și Help, dacă nu știm să facem ceva. Very nice, very nice, very nice. Uu, Acum să schimb... Uite cum se schimbă lumina în fața noastră! coițel, look, 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 look! oh. oh cum se simte! fi tu atent ce au făcut oamenii ăștia. Ăștia e nebuni. Uite cât de clar e totul. Deci, nu știu dacă se redă pe video. deci, lumina asta este... Deci, arată tot foarte, foarte vivid. Like, seriously, man? Și ce opțiune avem aici? Turn on officer, attach touch and Ok, hai să o facem pasta, tati. Hai să o facem pasta. Îi dăm prima dată atași cu așa. Ați auzit sunetul? Ia, Bă, tata frumos! Îi dăm un unfold. Unfold Harvester. X. Look, 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 look. Așa. Disable straw swat? Nu. Vrem să facem shear. Așa și cam asta a fost. Îi dăm un B. Oh. oh. Asta a fost, baby. Gata. Ia o temă. Nici mâncare nu mai mănânc. Ia mă duc și recoltez, tată. Bă, cât de... Deci totul e mult mai... Uh cum să zic, mult mai clar parcă, deși texturile au o rezoluție mult mai înaltă, e, e, absolut superb, e absolut superb. Și dacă dau eu hașul de aici, mi-a luat lucrător automat, mi l-a luat. Uite la aici, înăuntru. Uite cum face pe suspensie, știi? Like, dude, come on, ăsta e cel mai tare joc de farming ever! Dacă vă pe asta nouă, stai așa se face harta mare și sau dispar, iar în dreapta, după cum bine vedeți, sub mine, că de-aia nu mi-am pus camera acolo, ca să nu stric, puteți să vedeți cum arată uh, noua interfață la kilometraj și alte opțiuni pe care noi le avem acolo, 570 mi-arată și cât, cât, la sută este plină uh, asta, combina, deci cât de fucking asta mi-e chestia asta Uitați-vă acolo jos unde scrie 570 Înainte aveam altfel diagrama aia făcută Acum ne ocupă mai puțin spațiu Practic pe ecran totul Și este totul semi-transparent Ceea ce e mult mai fain Next Avem aici un uh, case și îl putem conecta la Polymag 300 Îl conectăm, da, te rog Ia hotel. Uite cum s-a lăsat, fie între, fie între, Ai luat și greutatea O. Oh. Deci totul mult mai fain, tată. Eh? Și acum se vede și tractorul mai mare când te uiți așa în el. A? Tare sau ce? Ce avem aici? Opțiuni? Avem greutate de 1000 de kg de o tonă. După cum bine vedeți, foarte mișto modelat pe aici prin interior. bătat Au făcut... Au, iau... u u uite de la soarele ăsta. uite de la soarele ăsta. Cum dă în bara asta. Ui, u uite uite cum dă aici. Uite de aici cum e. Băi. Deci, jos pălăria. Acum, hai să ne uităm la ceva. Nu știu exact dacă mergi din prima, asta, ar putea trebui să trebuiască să dăm foarte mult cu ăsta, dar uitați-vă puțin la aceste grape, da? Discurile astea și grapele astea. E, ele sunt complet negre. O să pun asta pe automat și o să vedem dacă își ia culoarea. Și uitați și iarba de care eu v-am povestit că am văzut-o la Fancon. Iarbă, tată, iarbă. Îi dăm pe H. Helpori. Păi cum așa, tată? Nu, 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 stai așa cultivator, da? Hai să-l punem jos. Nu ăla. Hai să-l punem pe ăsta. Așa. Și pe aia îl mutăm pe celălalt. A, dar nu mai arată unde mă mut. Fie antenă, fie antenă, fie antenă. Aha! Și mai uitați-vă la o chestie. Stai așa să punem uh, și menozeala frumoasă. Sub mine aici. E sub mine. Sub mine, așa. da? Avem chestia asta cu kilometrajul. Unde e cu verde, scrie cât mai avem până să facem servisul. Adică mașinile în timp se uzează și în partea cealaltă, bineînțeles, avem pompa de benzină. Deci super, super tare. Așa, îi dăm un... De așa, punem pasta așa. Hai să mergem, tati. Hai să vedem particulele. Uite cum se calcă totul. A? Du-te în cacat. luc, 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 How beautiful. Asta e de îmblană Dau haș! Gata, i-am dat pe H acum și acum ar trebui să meargă singurel Ia uite să vezi tu ce modul o să fie pentru FS19. Oh my god! În dreapta jos, tu sub mine, tu Field Info. Noi aveam în FS17 un mod pentru chestia asta, să nu mai glans. Și îți zice, own by you, adică e al meu. După care avem Free Type Canola, că Canola a fost înainte După care avem harvested, adică statusul Și anume recoltat După care îmi zice fertilizat și weed Adică dacă am dat cu fertilizator sau cu ierbicii De momentul de față 0% la ambele Holy shit man. Deci am un tractor <coughs> un al doilea tractor care așteaptă să semene, dar înainte de toate vreau să mă uit să văd dacă acest teren este sau nu fertilizat. Așa că dăm la Free Type, dăm la Grow, dăm la Soil Composition, acolo mă interesează pe mine și unde sunt eu în momentul de față, ce colea așa jos, după cum de vedeți, harta destul de mare și o să pe 26, 26 pare a nu fi fertilizat. Așa că hai să mergem să vedem dacă avem fertilizator. Și o să mergem să luăm fertilizator, o să închid colea wow, nu da în ăla, nu da în ăla, Băi, e frumos, mă, vă place? Ia, e umor Uite cum se dă când o iau în dreapta, șoferul se dă în stânga. Când o iau în stânga, șoferul se dă în dreapta. De uh... Ok, bun. Hai să căutăm uh... fertilizatorul. Hai să vedem dacă îl găsim. Uite aici un alt tractor. Este vorba de un Fiat clasic. Hai să frânăm cu așa un picuț. Așa. Uite lumini, tată. Oh, vai. Ia, look cât de realistic e semnalizat. Și vreau să văd girato oh, Uitați-vă sus la girofar. Du-te încăcat Uite-te cum face girofarul. Băi, pentru ăștia care ziceți că ce s-a schimbat în FS19, bă, voi este stâmpiți la cap. Uite-te, bă, bă, descască tata ochii. Totul e refăcut. Logică tot despre farming e treaba, nu? Ia uite, tata, Fiat 1300. Mergem așa ușor ca Barosani, ia uite ușor apăsăm pe pedala. Hai să vedem cum se calcă iarba, dar chiar, bă. Hai să vedem cum se calcă iarba. Hai să vedem. Ia to. Ia te. să închidem naibia asta. Ia, uite iarba cum se calcă. Du-te încolo. A? Ia te. Tu chestii. Au um, un anumit grad. Dacă se calcă mai mult de gradul ăla, se uh, vor dispărea. Oh my god! Hai să mergem cu asta să fertilizăm. Cel mai bine. Uuu, ce frumos se vede din ele. Stai să jucăm noi cu trachiaru să vedeți atunci bunătăți, tată. O să vedeți cele mai simulatoare, simulatoare ever în gameplay-urile mele cu FS19. Deci o să avem trachiaru avem joystick-ul frumosel, o să avem schimbători, că am schimbătorul de viteză acolo, așa. Am și joystick de la zi pentru uh, brațe. Deci, pe canalul să veți vedea cum se joacă, bă, cu adevărat farming-ul. Deci, cu adevărat. Unde sunt... Unde să stea de Hmm. Cred că aici sunt. Deci eu caut... Hai să vedem unde găsim chestiunile astea. Vreau să caut... Poate aici? Unde este un fertilizator, o jimenozeală, o ceva? Auzi, știi ce? Acum este momentul oportun să intrăm în shop și să comandăm un fertilizator. De ce nu? Pentru că avem banii necesari. O, oh, trax! Fie între, fie între, fie între. Lizard Hulk. Atât am zis. Lizard Hulk. Lizard Road Runner. Like, dude, what the fuck, man? Customize. Oh! O să ne cumpărăm taci, o să ne cumpărăm, o să ne cumpărăm. Cars! Cars, 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 Avem o jimenozeală și un pick-up. Da, tata, dăm pick -up -ul. Suntem în uh, shop la mecanic. Hai să vedem ce putem să punem pe asta. Hai. Camera zoom. Ok. Rotate. Nice, Horia. Nice de tot. Deci, unde creditele, creditele le dăm. Așa, ce avem aici? Design color. Nu, tati, porto. Pare că cam de porc cu porto așa. Hai să lăsăm pe negru. Oh, wow, wow, wow. That's bueno, man. Așa, și cam atât Aici nu prea văd ce alte opțiuni. Așa că îi dăm un lis. Do you want to list it for 3,000? Da, că vreau decât să-l încerc. Așa, și-l avem acolo. Ceea ce eu vreau acum este un fertilizator. Avem crop protect. Știi ce? Fuck it! Fuck it! De ce să nu luăm noi de la Hardy? Cât mă costă să-l închiriez pe ăsta, baby? 39 de mii? Și fertilizează sau doar, doar, cu ierbicid? Stai să mă gândesc bine. Deci avem, îmi spune și ce face? Hmm. Space buy back. Îmi spune asta ce face? Îmi spune, fiind tu atenă. Deci avem aici, Asta fertilizează și cu un solid, pe când Hardy fertilizează doar cu cel lichid și ierbicidează. Îl voi închiria pe cel de la Hardy, îi dăm lis, da te rog, da te rog. Așa, deci avem și fertilizator, uite mă, deci acum puteți face și bumbac, aveți aici uh, combina de cu bumbac. U telehandlere, le avem de la Manitou încă unul nou, uite-l cu așa, cât de tare. Și acum, bineînțeles, avem un nou Manitou. Hai să vă le arăt și pe asta O să-i dăm un list și ăsta, să punem cu așa, o geană pe el, să vedem care-i treaba. Așa și la Forestry, bineînțeles, tati. A, avem Manu, tata, avem Manu. Uite ce avem la Forestry, deci să vezi tu că ne jucăm noi cu Forestry-ul. Așa, hai acum să ne ducem. Uite trenul cum merge ea. Bă, nebunule, Bă, mă, nu, 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 ăsta nu ia curbe, ăsta nu ia curbe. O, oh, bă, uite-te, mă, cum arată și că ești în GTA pe cuvântul meu, deci, băi, zici că ești în GTA pe... De, uite la umbre, like, look. Bă, băieți, ați făcut treaba bună, ce să mai, calitate, calitate, asta e, am așteptat după FS19, da, ați deliberat. Ce? Asta e. Aș vrea să văd și un anti-aliasing, dacă pot să-l dau și eu mai mare un picuț. Voi vedeți pe ce un anti-aliasing? Let me see. Ah, nu cred că l-văd pe aici. Radio guy, volume, oh, no, nimic vehicle camera, no. Ok, cred că asta trebuie să umbru eu la setări. Da, trebuie să intru după aia la setări. Dude, like, look, 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 look. Asta e mașina. Mamă, ce fain. Mamă, ce fain. Să vezi când bag treacul, să vezi cum am miș pe aici. What? The? scuze, scuze. Hai să-l parcăm frumos și el aici. Da, asa, că parcările astea sunt cam prea mici. Animații frumoase, tati. Băi, băi, nu pot să cred. Deci nu pot să cred că astea acum sunt portocalii. Bă, parcă știau cu cine au de face. Helper D has a nearly full grain of tank, uh, uh, grain tank, ok? Ne ducem acum și vedem. Deci ăsta este noul Manito, este un uh, forklift, zis și motostivuitor. Pe un ceva de genul ăsta am și lucrat eu odată, Fix ca aproape ca asta era. Wow, comenzile sunt mult mai rapide și avem animații. Tiu, uite cum face asta din... Uite cum face din mână. Dacă dau în stânga și dreapta, dacă dau în față și în spate, chiar așa face. Și se mișcă mult mai repede. Asta e super tare, pentru că nu trebuie să mai așteptăm după el o grămadă. Hai vedem cum se vede de la volan. U, uh, surprinzător, ai vizibilitate foarte, foarte bună. Mamă, deci le-au nimerit, tati. Le-au nimerit bine de tot. Doamne! Ia uite ce faruri! Like the he would. Look, 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 look. Why wow, de cap. Man. Vai, deci de-abia aștept. de aștept să începem acum. Să începem. Hardy, baby. eu uite-te și tu detalii, Oh! Look! Suspense, what the fuck? Apas pe accelerație. Uite-te și tu. Uite manetuță, chestiu. Like, what the hell, man? toggle steering mode fold sprayer. Uh, nu, vreau să-l umplu cu ceva. Stai să vedem că avem cu ce să-l umplem și de unde. Acum suntem în și apropo. Vreau să vă și eu cam pe unde sunt. Um, saving content. Ah, am autosave-ul. Mm -hmm. am Am o save ul băgat, am înțeles. Unde o mă, mea, pe -ala. Aici ar trebui să fie, așa. Și unde sunt eu acum? Stai să văd cât am de mers. Sunt aici, da? Bun. Avem aici restaurant, spinări și pe aici pe undeva ar trebui să... A, ah, Biomass heating plant. Ok, și pe aici nu am și eu ceva. Dar e nimic, punem un placeables imediat. Uh, helper, Am uh, avem unul blocat. Deci, practic, o iau tot în față pe drum. Ok, bun. Hai să vedem și cum e pe aici. Oh, uitați-vă și voi ce umbre ce și-i dăr, tati? Uai de capul și de zilele mele. Puh, limită de 25, tu glumești, mă duc, ia uite mă. Fine. Se vede că e mult mai multă floare, e mult mai multă vegetație și copaci uh, copacii mai diversi. Chiar se vede chestia asta. Cățule. Am observat aici greu deja crescut, așa că vreau să văd, cu... apropo uite-te cât de mare e ăsta față de mine, eu pot să intru pe sub el, dude, pot să intru pe sub el să vedem, deci ca să vedeți cât de, uh, cât de bine au făcut acum mărimea și într-adevăr un om poate să meargă pe sub asta, asta chiar am văzut și eu la farmă, uite potecă, dude, botecă. vai how beautiful, how beautiful vreau să văd, a, nu e greu, mă, e porumb vreau să văd texturile de porumb care, apropo, se văd altfel Uh, în funcție de unghiul din care le privești. Super fain, super fucking fine. Uh, Vă dați seama că o să-l... Uh, deci, sunt nebunit pe jocul ăsta, așa că... Uh, îmi, îmi place foarte, foarte mult. Eu am luat-o bine. Tată, pe ce? Am luat-o pe dracu, am luat-o bine. Trebuie să mă întorc înapoi. Stai așa. Dar pe unde mă întorc? că trebuie să bag ăsta... A, ah, și putea să iau pe acolo, pe cărare? Nu, hai să nu fac prostii. O iau așa și de pe aia pe următoarea la stânga cel mai bine. Hai să vedem așa. Și aici fac la stânga. A, și aici cel mai bine. Perfectos. U, uh, drumul în lucru. Aici avem uh, a, o casă, o cabană care se construiește. Frumos și frumos el. A, și dacă băgăm și noi mai apă putem acum să ne orientăm mult mai bine fără să mai greșesc eu drumul. Yo yo, 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 yo. Culorile sunt mult mai vivide, adică chiar simți simți că e cald, tată, simți că e cald. A, așa, în față și la dreapta ar trebui să avem biogasul. Mergem, boys, pe la biogas. Hai să trecem o tură și pe la biogas. Uite, cu e biogasul. Asta este. Oh, scrap here, dude! Aici avem uh, fiare vechi, unde se aruncă mașini și toate cele. Pot să intru în asta? Nu pot. Watch, ce fain e făcut. Zici că sunt în scrap mechanic. În scrap mechanic, în uh, mechanic simulator. Wow. Foarte mișto că le-au făcut foarte, cum să zic eu, de reproporționare cu tine, cu caracterul Adică mărimile sunt foarte bine construite Asta e o Skoda? Dude, asta e o Skoda Nu, no, nu pare fi o Skoda, că e prea înaltă Nu, no, e o mașină generică Let's go Let's go Hai tată, dai, ia uite și cum strălucește de la lumină Vai Da și că sunt înnebunit Sunt înnebunit de-abia aștept să apară update-ul de la trachear iar să pot să mi pun pe casca, și să pot să mă uit așa pe oriunde vreau eu. Așa, aici avem biogasul. What the hell, man? Deci asta este biogasul. Look ce detalii. Fac ariu. Fac ariu, man, fac ariu. Nu mi-arată. Nu mi-arată. Decât dacă vin cu ceva probabil. Construcții noi, tati, construcții noi. Și unde pun? Înseamnă că nu este un biogas Ah, A, nu e, mă, Biomass Heating Plant. Deci știi ce mi apărare? Înseamnă că în spatele meu este barn și cu Biomass Heating Plant, adică în spate. Gen aici, doar asta? mă hm, îndoiesc. Mă sincer îndoiesc. Nu? No, bine. Asta o fi. Trebuie să dau sensibilitatea mouse-ului puțin mai mare. Asta e să vedem pe unde facem asta. Uh, gamepad? No. Colea? Uh, invert. Easy arm control. Easy arm controls. Like what? Se poate și mai complicat? Mă gândesc. Uh, traffic on. Pan growth. Auto save interval. O dată la 15 minute. Periodic plowing required. Asta e ca să dăm uh, să arăm. Deci practic asta să a păstrat. Ok. Dar nu prea văd pe aici sensibilitatea mouse-ului. Asta este, nu avem, nu e important prea nu e prea important. O facem din driver. Băi, zici că joc GTA pe cuvântul meu, zici că joc GTA 5. Ești la grafică pe cuvântul meu, zici că joc GTA 5. Adică vedeți și voi pe ecran, adică ce Dumnezeu lui mare. Dai solo mai așa și după aia facem la dreapta. Deci imediat după zona asta acolo așa. Hai de la volanel că fac mai bine la dreapta de la volan. Așa, tati. Oh, o minunăție. Și acum ar trebui să dăm undeva la dreapta ca să intrăm, ia să intrăm pe aici pe potecuță. Și dacă intrăm la potecuță, apropo, în varianta asta pe care o am eu nu am multiplayer și nu am câinele. Pe asta o vedem doar după 20 după ce se lansează, dar în rest am totul în această variantă, practic. În afară de multiplayer și câine, atâta, sunt două lucruri pe care nu le am aici prezente. Au păstrat chestia asta pentru lansare. Uh, stai un pic, stai un pic, stai un pic, eu trebuie să și încarc, dar nu știu de unde să încarc pe aici. 405 mi-a luat deja. A, ah, ăsta e blocat aici cu... Ah, ok, cu șmenozeala. Oh, păsări! Avem păsări! Nu știu exact de unde să încarc. Ia un pic să ne... Să cotroboim. O să cotrobăiesc? Avem acolo O, oh, ce e asta? Ăsta e apă? Ăsta e apă, nu? Turn on sprayer. De ce facem așa? A, mi am mie controlele. You first need to fill implement. I know, I know. <tri> Îmi face așa pentru că volan. Și nu am setările probabil foarte bine puse. O să trebuiască să ne uităm puțin pe aici, să vedem pe unde Dumnezeu ar putea fi... Poate picolul ar putea fi fertilizatorul. Dar până una alta... Asta e de apă bănuiesc. Enter fucking Santa. Uh, trebuie să luăm pe asta și să mutăm de acolo. Acum noi ne jucăm un picuț, practic. Nu facem nu stiu ce progrese. Ne uităm, studiem jocul, vedem, facem noi un feeling și toate cele, dacă ne place, dacă nu ne place și așa mai departe. Ia să dăm noi prin asta să vedem dacă tractorul își modifica starea. Ok, ca și în FS17 la capitolul asta uh, practic asta fac. Pur și simplu îl iau la o tură. Trebuie sa cuplez greutatea. Uh, hai cu greutatea, care e strâmbă. A ah, ba nu, nu e strâmbă. trebuie să vin pe partea cealaltă. Da, e și eu. Hai să venim pe partea asta. Oh, 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 chill, chill, chil, chill, chill, Stai, stai, stai. What? I A cumpărat-o? Ai, ah, strâmbă, mă! A, ah, ce chestie. Ah, la naiba. Hai să o mutăm un pic, ia, stai. Nu vrea, mă, nu vrea. Măcar hai să o mutăm pe cealaltă, gen semănătoare. Și vedem dacă ne merge asta. Asta trebuie să meargă. Ha, l-am luat. Gata, boss. Ți-am eliberat aici toată jimenozeala. Hai da, fugi. Așa, next. Hai să mergem să golim uh, combina. Și o să merg aici și o să iau remorca care e în partea cealaltă și mă duc cu fiatul ăsta. Deci avem și tractoare, utilaje clasice. O să ne uităm acum în shop pe final, o să ne vedeți în shop un picut așa, cam ce tipuri de utilaje sunt în joc, pentru că utilajele în joc ăsta sunt cele mai importante. Așa că trebuie să le vedem. Dar vreau să văd și animația de descărcare a cerealelor în remorcă. Mai întâi o să cuplez. Atât. Și mergem la combina. Pe ce parte? Pe partea ei stângă, da? Ia e să vedem aici. Uite cole. Aia a fost. Perfectos! De-abia aștept să murdăresc uh, utilajele. Dăm țevuca. Și acum totul ar trebui să meargă ca la carte. Uh, după cum bine vedeți, avem sunete pentru orice, pentru absolut orice avem sunet. Ați bueno. Well. Deci un 11 de la mine. Un 11. Evident că veți vedea episoade cu Farming Simulator aproape în fiecare zi. Doar dacă mi se întâmplă mie ceva nu o să vedeți episoade cu Farming Simulator, dar o să vedeți episoade cu Farming Simulator în fiecare zi. <laughs> uh, și o să facem o mică serie, de fapt, până când apare oficial pe 20, când o să începem pe multiplayer pe server. Pentru că până atunci nu avem cum. Dar putem să-l jucăm până atunci. Și avem aici roți murdarici Faine. Sunt murdarice ca și, ca și înainte. Poți deschid ușa asta? Nu. Astea nu se deschis sau ceva. Ok. Bon, bon. Ce mai vreau să fac e să intru în shop așa și să vedem. Hai să vedem la Wheel Nu avem decât un New Holland. Mm. Nu știu dacă îmi place acest lucru. Small tractors, acum tractoarele sunt împărțite în categorie, astea sunt alea micuțe. Uite un Armatrac hmm. interesant. Așa, avem uh, medium tractors, tractoare medii. Ok, avem un JCB, -ul. bravo, bravo și John Deere, baby. Și avem large tractors, unde sunt uh, unde John, John Deere, Case, okay, Sony Holland, practic babanii. Și avem și challenger -ul. fine, 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 că l-a păstrat. Fend 900 Vario, frumos! Și avem aici Challenger MT900E. That's nice, ok. La Harvesters, ce avem aici? Avem uh, cele trei clasice pe care le știm. Uh, dar vreau să văd eu la Harvesters cu alea, nu la Forish Harvesters. Vreau să văd dacă au băgat John Deere. Uite-l! John Deere clasic cu alea așa, t 560 și avem S790 cu alea așa mai modern. Și aia a fost și, bineînțeles, idealul, adică cea mai mare, adică asta. Uh, o avem și pe asta prezentă. Very nice. Uh, Frontloaders, decât unul, îl știm pe Kramer. Kid Steer. Du, Astea le-am văzut în poză. Doar două de la New Holland, surprinzător, că n-au băgat GCB-ul schițier, că gcb era foarte fain. Uh, poate ar fi în versiunea finală, gen când apare pe 20. Uh, Sugar Cane Technology, bineînțeles că avem uh, case-ul. Uh, Bit Technology, avem Ropa, deci dacă nu ați luat DLC Europa din uh, 17 îl aveți acum inclus în FS19, nu vă faceți griji. Eu l-am cumpărat, așa că îl am aici. Ei, fericit de mine. Bă, dar chiar mă, hol, mă Bă, 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 stai bă, pic, bă, mi-a luat Vezi, a pe aici. Oh, m-au lăsat fără Holmăr. Bă, m-au lăsat fără, fără Holmăr? Doar atât la animals, what the fuck? Bă, m-au lăsat fără Holmăr ăștia, mă? Dude, m-au lăsat fără Holmer. Mowers! Yeah! What? Big M 450. Hai să vedem cum arată varianta asta. O, oh, da. E cel pe care l-am folosit și din uh, uh, și din moduri, dar vreau să văd cum arată făcut de Giants. Așa, și aici în dreapta, dacă ne ducem pe următorul tab, avem uh, practic toate atașamentele, toate uh, an anexele, de la remorci la maior spreaders, la uh, semănători, la. uite, planters, aici s-a schimbat. Interesant. La mors, ce avem? Avem ceva nou pe aici? Nu, avem aceleași lucruri. Uh, Puteti, technology, Uger wagons, aici știu că avem unele noi, am de la Stara, deci acum le aveți incluse, nu trebuie să mai aveți. Pla Gold sau Platinum Edition, cum era în FS17, aveți Stara acum. Iar ăsta este unul nou, Seed Runner. Asta e interesant. 15 iar e nou. Uh, și la fel și ăsta, Hall master -ul. Deci totul acolo e nou. Uh, Cornheaders, headers Big Technology Forage Harvesters. Uh, am văzut ăstea mi se pare că sunt noi cole așa. Și dacă dăm de exemplu, iată stai să vedem unde avem eu crop protection. Aici cred eu că ăstea znoi noi. La crop protection toate znoi noi pentru că trebuie să dăm cu erbicid. Asta este. Dar ele și fertilizează și dăm și cu erbicid. Că acum avem bineînțeles și știți iarbă prin cultură și nu trebuie să lăsăm iarba să intre prin cultură pentru că după aia ne strică foarte, foarte mult cantitatea pe care o recoltăm. Adică recoltăm gen 20% din toată ceva de genul ăsta. Ok, asta sunt remorcile pentru Sugarcane-uri, le știm și ăstea deci din nou, dacă n ați avut plat, uh, Platinum Edition FS-17, aveți totul colașa subsoilers. ăsta uh, nu știu ce fac. Se mi se pare că gen fertilizează doar că dai cu ele înainte și întoarce și fertilizează și nu trebuie să mai împrăștitu tu ceva de genul mă gândesc, bănuiesc, doar că sunt foarte importante, trebuie să le mai folosim și noi un picuț, să vedem ce fac. Sugar în Technology, am fost pe aici, și, -a. și semănători cu așa, Very nice. Următoarea chestie o avem aici la Objects și avem Bales. Uite, acum mai nou putem să cumpărăm balos. Nu e mai trebuie un mod special pentru chestia asta, paleți. Hai să vedem tipuri de paleți. Avem fertilizer, herbicide, ăsta e nou. A, și sugarcane, bla bla bla. Ok, bun. La Bale, avem chiar toate opțiunile de baloți. Frumos, frumos din partea lor. Uh, pig bags, avem uh, big, uh, pig food bag, oat big bag, asta e pentru cai, asta e pentru chicken. Ok, acum trebuie să dăm mâncare la pui. Dude, like, come on. Și acum avem și play placeables uh, câteva, văd că sunt destul de puțin telea. Acum, pe final, hai să ne saving content, ok, gotcha, gotcha. Ce am cumpărat eu? Că am cumpărat o chestie. Uh, asta e trenul. Op, cea, da, da, Vinem cu așa. Am cumpărat Chrome Big Hai să vedem cum e asta. Jbambung! Dar nu știu, pare că se vede un pic altfel decât era el în mod. Avem aici direcție pe spate. O, ce vizibilitate mare! De avem o vizibilitate foarte, foarte mare și animații cu așa văd. O, oh, da. Vizibilitate foarte mare de la volan, like, surprinzător de mare. Chrome Big din moduri nu avea atât de bună vizibilitate. Și asta are și viteză foarte mare, 40 de km pe oră, caman! Și acum direcție pe spate putem să-l parcăm chiar și aici, ori și unde. Absolut super, ce mai. A, așa, și noi suntem la Spinner, nu, noi suntem cu alea așa. Hai să vedem cum este la restaurant. Putem, pot să mă... Aha, pot să mă teleportez aici. Deci ăsta este restaurantul. Good Coast Restaurant, Animal Dealer. Nu, 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 nu. Aha, tată, ăsta este Biogas plant -o. Atât. Aici vreau să ajung. Așa. U, ce texturi faine. Ce texturi faine mașină pe peste tot. Și avem aici buncărele. Avem două buncăre mari. Corașeanu nu știu că suportă. Bănuiesc eu că uh, o 1000 de kilograme gen... 1000, nu 1000. Uh, un milion de kilograme, adică... 1000 de tone, nu de kilograme. Deci cam așa. Deci totul este mult mai mare. Totul este clar mult mai mare. Interesant. Așa, hai să ne teleportăm undeva. Unde mai putem teleporta noi? Aș vrea să mă teleportez și aici, doar că nu pot, că nu am punct de teleportare. Dar hai aici, la ranch. Asta este o fermuliță. colo așa, de bogătane aparent. Și mă duc spre apă. Vreau să văd cum arată apa în FS19. Să vedem cum arată apa. Și cât de frumoasă este. Se aude pe aici ceva. Știi ce este? Până și steagoare sunete, auzi! Așa trebuie, tata, așa trebuie, frumos. Așa trebuie. Și țineți cont că asta este uh, doar prima hartă. Adică nu am intrat și pe a doua. Aia e și, uh, și mai interesantă. Și deci, cu așa avem podul. Așa. Oh, m-am blocat. Nu, nu merge mai mult. Ai, ah, e marginea. io, ce mi-au făcut aici. Deci nu pot să mă duc mai încolo. Ba Și asta e marginea. Authorized vehicles only. Asta e barajul. Păi si pot să trec oare pe baraj? Sau m-au închis? Deci asta e barajul. Păi asta l-am văzut și din poze. Narrow bridge. Ok. Aia pare a fi o imagine acolo. Și cred că pe aici mi se cam infundă mie. Acum sunt fix pe baraj. Like, dude! Look! Zici că ești în GTA, tati. Zici că ești în GTA. M-am blocat un pic. Gata, hai că am stărit. Cât de fucking awesome e. Și de-abia așa să ne punem pe treaba Să facem aici producție Băi, o să alegem, o să facem seria cea, Deci cât mai grea cu putință Cel mai greu posibil așa o facem Înțelegi? Cât mai greu cu putință Deci a, o să alegem toate opțiunile O să începem de la zero, să lucrăm pentru alții Deci nu o să avem Când o să vedeți voi primul nostru tractor în bază Vai de cap, o să fie fericire, fericire, fericire Dar n-ai văzut uh, Texturi? o, o ok, te texturile faine. Eu sunt faine, O sunt gen ca în car mecanic, uh, dar sunt faine, sunt faine. Ăștia sunt uh, copaci noi, cam răruți pe aici, <laughs> probabil fiindcă e marginea hărții nu s-au chinuit prea mult. O, oh, avem o oază, dar nu mi-apare pe hartă ca casa asta ca fiind marcată. O fi așa ceva gen un easter egg, aici am văzut ceva. Aha, și în sfârșit putem să vedem și noi apa, puțin pixelată dacă nu. Voi vedeți că apa e puțin pixelată? Giants! tai Hellman! Aici au schimbat. Uh, modul ăsta exista și în modul uh, modul chestia asta exista și în FS17, doar că văd că au schimbat texturile la ea. Așa. Iar apa, sincer să fiu, nu prea, prea slâng, așa, super încântată apă. Like e cam ciudățică. Parcă mai bine arăta FS17 pe anumite hărți. Mă, ce e? Ce nu e? nu e bun. O să ne prima aici. Sper că ați considerat acest videoclip interesant și așteptați-l vă la și mai multe videoclipuri în continuare cu FS19. Acum vom avea practic în fiecare zi videoclipuri cu FS19. Volanel, când o să apară și trachea, o să-l băgăm cu o să mișcăm frumos și el camera așa de colo-colo și o să fie nebuneală. Și de asemenea să vedem care e treaba cu schimbătorul pentru că încă nu m-am băgat să fac setările la schimbător și nu știu exact cum se folosește, deci trebuie să mă interesez un pic la treaba asta. Sper că v-a plăcut, iar până la viitoare, v-am salutat!